Dragi prieteni, suntem în legătură directă cu primarul Comunei Parincea, domnul Sorin Roșu. Domnule primar, iată pe calea undelor prin acest interviu telefonic, dorim să aflăm detalii despre situația aceasta extrem de complicată, destul de grea pentru cetățenii Comunei Parincea, cu lupta aceasta cu coronavirusul. Cam care ar fi situația în comuna dumneavoastră? Bună ziua, domnule Eugen. Situația în comuna Parincea este un pic ca peste tot, ca în toată țara, având în vedere situația cu coronavirus, care oamenii sunt un pic agitați, dar în schimb nu avem probleme care să fie confirmat pe raza comunii Parincea coronavirus. Spuneți, vă rog, ei sunt, uite, izolați la domiciliu în acest moment. Aveți probleme? Sunt, respectă cetățenii din comuna Parincea? Nu sunt probleme. Care cum au venit, au sunat la primărie, s-au autoizolat. Avem echipa care le face cumpărături, se duce la persoanele autoizolate, le ia banii, și lista pentru cumpărături, după care duce alimentele și bonul fiscal. Asta e un lucru foarte bun. Transportul este gratuit, merge cu mașina primăriei, nu sunt alte probleme. Asta e o veste foarte bună. Sigur, prioritate cred că au persoanele care sunt mai în vârstă, peste 65 de ani. Aveți o evidență acestora? Adică Avem evidență, mergem zilnic la ei, verificăm dacă au tot ce au nevoie, dacă e nevoie intervenim cu ce putem și noi din partea noastră. Spuneți, vă rog, în ultima perioadă ați remarcat, au venit din străinătate, din zonele afectate, Italia, Spania, au venit acasă cetățeni? Deci au venit, dar s-au autoizolat singuri. Persoane care înțeleg situația au fost instruite de la intrare, în țară, au sunat la primărie, deci nu sunt probleme cu linia asta. Asta e un lucru bun, înseamnă că au responsabilitate și înțeleg situația. Au apelat la noi pentru cumpărături. Foarte bine. I-am ajutat fără probleme, da. O să am rugămintea la dumneavoastră pentru cei care totuși m-au nevoie de a rezolva anumite probleme. Să ne spuneți cam care este schema cu care lucrați. Bănuiesc că lucrați cu un personal redus în această perioadă la primărie. Nu, la primărie se lucrează program normal, nu este personal redus. Lucrăm cu programul cu publicul redus, atât. Care au nevoie și la urgenți îi ajutăm fără probleme. Aveți acolo dezinfectant, mănuși, măști? Avem dezinfectant la ușă care intră să dă dezinfectant, avem mănuși, avem măști, avem tot ce avem nevoie și pentru personalul primăriei, cât și pentru cei care vin. Puteți să indicați pentru cei care vor să vă ceară sfatul, să vă ajute sau să întrebe pentru o problemă un număr de telefon fix unde deci, se poate adresa? La numărul din mobil care răspund eu 0729-039-232 sau numărul de la primărie fixul 0234-226530 sau mailul primărie primaria.parincea@yahoo.com sau office@parincea.ro. Da, este foarte bine că sunt anumite chestiuni care se pot lămuri și prin corespondența electronică. Găsește și pe site-ul primăriei, avem afișat în toată comuna afișii cu numele noastre de telefoane, cu tot ce este nevoie și pe Facebook. Tot am pus ca să ne găsească. Iată măsuri care sunt foarte bune și vreau să vă întreb funcționarii publici, personalul din subordinea dumneavoastră, care e starea lor de sănătate? Personalul public nu sunt probleme de stare de sănătate, sunt un pic agitat când vine cineva din exterior și vă dați seama. Da. Și e un pic agitat ca să nu intri, ca să nu... Noi ținem mai mult la ușă. Da, deci luați acele măsuri de distanțare socială. Avem cu toți tot ce trebuie, începând de la respectat, mănuși, tot ce trebuie, măști. Am înțeles. Pe final, domnul primar, o să vă rog să transmiteți un mesaj pentru că sunt convins că cetățenii din Comuna Parincea vor asculta acest interviu telefonic. Ce le transmiteți pe finalul discuției noastre? Le transmit că la toți cetățenii Comunii Parincea să stea cât mai mult în casă. Stea în casă, să fie cât mai liniștit. Împreună o să facem tot ce putem. Noi dezinfectăm străzile, tot domeniul public, ca să nu ajungem să avem nici măcar o singură problemă pe raza comunii Parincea. Iată... Să aibă încredere în ceea ce facem noi.
Iată un mesaj clar, un mesaj de încredere că primăria, primarul Sorin Roșu împreună cu aparatul din subordine este la datorie în prima linie, spuneam eu și în alte interviuri cu alți primari. Dacă la spitale în prima linie sunt medicii, iată în comune primarii și funcționarii publici sunt în prima linie și sunt la datorie. Dragii mei, a fost alături de noi domnul Sorin Roșu, primarul comunei Parincea. Mulțumim, domnule primar, și vă dorim multă putere de muncă și multă sănătate. Mulțumim și noi și dumneavoastră putere de muncă să trecem cu bine peste situația în care suntem. O zi bună! La revedere! La revedere!